Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 5 iunie, ești o gânditoare profundă și un mare teoretician. Rapidă, energică și elocventă, te poți plictisi foarte ușor. Puterea este mentalitatea inovatoare și abilitatea de a comunica. Ești literalmente interesată de tot, deoarece colecteze informații dintr-o varietate de surse. După ce ai asimilat ceea ce a învățat, le răspundești într-o formă îmbunătățită și accesibilă altora. Ești înzestrată cu multe talente și ingeniozitate, și dacă trebuie să faci mai multe lucruri în același timp, poți jongla ca un adevărat interpret de circ. Ești adesea uimită când întâmpini înțelegere de către alții. Gândurile tale par simple și ușor de înțeles, chiar pragmatice. De fapt, ele sunt confuze și complexe, complet lipsite de legătura cu realitatea. Ascultătorii te pot asculta, dar ei întotdeauna se gândesc la sensul adevărat al ceea ce ai spus. Poți să acorzi prea multă importanță procesului de gândire, ca atare nu ești deloc interesată de ceea ce se întâmplă în realitate. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, curiozitate, dispunând de, înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Tresătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și lipsa de vederi personale, ai o natură intelectuală, ești extrovertă, sociabilă și un bun vorbitor, tu începi repede să te plictisești și încerci cu orice trebuie să eviți plictisala, iubești viteza, ești activă, preferi noutățile, aproape totul din lume îți trezește interesul. Tu nu disprețuiești nicio sursă atunci când aduni informații, ești destul de capabilă să faci mai multe lucruri în același timp, acordând atenție tuturor. Este adevărat că tu trăiești în lumea ta, cu toate acestea, comunicarea cu ceilalți este extrem de importantă pentru tine, iar în absența unor astfel de înțelegeri sau înțelegeri de către persoanele apropiate, poți deveni iritată și chiar înfuriată fără măsură. Cu toate acestea, poți reuși să-ți restrânge agresivitatea și să oferi celorlalți posibilitatea de a înțelege ceea ce ai spus. Uneori când suferi de impulsivitate excesivă, arunci de obicei întregul flux de informații imediat, bazându-te pe faptul că ascultătorii captează gândurile tale. În loc să spui pur și simplu ce vrei să spui, ar trebui să te gândești mai atent. De exemplu, în loc de o dozină de argumente slabe într-o dispută, este mult mai eficient să prezenți unul, dar greu și convingător. De-a lungul anilor, poți deveni expansivă, mai atentă și mai puțin grăbită. Dacă reușești să-ți reduci energia nebună, viața ta devine mai sistemică și mai echilibrată. În caz contrar, haosul începe să se pronunțe. În niciun caz nu ar trebui să-ți moderezi entuziasmul, Trebuie doar să înveți cum să-l gestionezi și să nu te bazezi pe frustrare și resentiment în caz de eșec. Tu ai o perseverență de invidiat și te străduiești să te asiguri că totul a fost făcut corect și la timp. Se poate să fi fost extrem de neasamblată în tinerețe, dar de-a lungul anilor această deficiență dispare. Tu poți fi foarte agitată și ebești ca orice activitatea ta să fie gândită la cele mai mici detalii. Ce se întâmplă dacă această întrebare te chinuie în mod constant și tu faci parte dintre aceia care sunt întrebați de alții? În centrul unei astfel de preocupări este teama de a fi victima criticilor, teama de a fi considerată prostie. Dacă te vei uita mai ușor la viață și vei învăța să râzi singură, cel puțin ocazional, viața ta va deveni cu adevărat fericită și sănătoasă. De regulă ești obsedată de spiritul concurenței și de dragostea de a câștiga. Deși, prin natura ta, nu ești pedantă, tu te poți împinge în mod deliberat pe această cale, crezând în mod eronat că te va duce la succes. Adesea atunci să-ți poți deveni cei mai rău dușman al tău, creând dificultăți atât pentru tine cât și pentru cei din jurul tău. Conflictele mentale sunt deosebite de atractive pentru tine, dar adesea trebuie doar să reziști fizic. Anxietățile și tulburările inutile pot fi evitate dacă te retragi de la o astfel de activitate, care ajută într-un mod natural să echilibrezi problemele sufletului și ale corpului. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești inventivă, educată, versatilă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în modă nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cu cerii serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 5 iunie soartata? Trăiești în propria ta lume. Uneori tu nu percepi societatea deloc. Publicul înconjurător percepe gândurile tale ca fiind ceva inadecvat, ceea ce te ofensează cu adevărat. La urma urmei, ți se pare că raționez pur și simplu și chiar un copil mic te poate înțelege, dar judecățile tale sunt ambigue ca ascultătorii sunt confuzi datorită multiplelor ipoteze, adevărul este un alt zbor al fanteziei tale, datorită neînțelegerii publicului, te poți retrage adesea în tine însăți, evitând comunicarea cu societatea. Dar astrele susțin că este absolut contraindicat pentru tine deoarece comunicarea cu oamenii este un moment foarte important în viața ta. Te ajută să ții legătura cu realitatea. Principalul lucru este dacă a căuta oamenii asemănători cu tine. Constelația Gemeni are un impact uriaș asupra ta. Semnul zodiacal te a înzestrat generos cu trăsături unice de caracter, abilități mentale nelimitate și percepția individuală a lumii. Tu te distingi prin muncă grea și perseverență, care sunt indispensabile pentru atingerea scopurilor dorite. Ești foarte pedantă, te referi scrupulos la munca stabilită. Ești un angajat foarte valoros și executiv. Semnul zodiacal îți face viața mai ușoară, mai saturată, bogată în impresii și evenimente colorate. Calea vieții tale va fi plină de bunătate și bucurie. Ești înzestrată cu o inteligență extraordinară și spumantă. Aceste calități ajută la rezolvarea sarcinilor de orice complexitate. În plus, ești perfect conștientă de puterea și capacitatea ta de a lucra, tu nu vei pierde niciodată ocazia de a demonstra altora toate fațetele inteligenței tale, ești foarte independentă și autosuficientă, nu ai nevoie de aprobare de la cei din jur, tu nu ești interesată de opinia publică, deoarece ești prea încrezătoare în sine. Dar o poziție atât de mândră poate avea un efect rău asupra comunicării cu oameni, pentru că alții nu vor fi încântați să comunice cu aroganța ta, dar și mai dificil va fi dacă începi să te înrobești în propriile tale gânduri, în astfel de momente nici oamenii apropiați, nici întâlnirile ocazionale nu te pot înțelege. Este demn de remarcat faptul că tu ai învățăminte foarte grele din experiență și înfrângeri. Un lucru sigur este că ești obișnuită să faci totul perfect și nu accepti greșeli în munca ta, ești foarte supărată de eșecurile personale, dar percepi criticile dureros, chiar dacă sunt constructive. Îndoielile oamenilor din jurul tău cu privire la loialitatea deciziilor tale îți pot provoca o dispoziție depresivă. Perfecționistă prin natură, ești obișnuită cu excelența norice. O astfel de atitudine față de lucruri și, direct față de lume, îți complică foarte mult viața. Dorința de a aduce lume în jurul valorii de perfect îți ia o mulțime de timp și efort care ar putea fi implicat în lucruri mai importante, dragoste și compatibilitate. S-ar putea să te gândești că pasiunea și dragostea sunt necesare în relații, dar de fapt ești atrasă de prietenie și înțelegere reciprocă ești dedicată celor pe care îi iubești, dar nu tolerezi nicio restricție a libertății personale. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventurasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ție lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine, aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării în raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ție ți se pare că tot ceea ce crești tu este ușor de înțeles. Prin urmare, ești extrem de surprins atunci când te confrunți cu o lipsă de înțelegere de către ceilalți din jurul tău. Dar gândurile tale nu sunt întotdeauna conectate în mod de direct cu realitatea, nu ești întotdeauna atât de simplă și evidentă, cel mai adesea, din potrivă, ești confuză și complexă. Din păcate, se întâmplă că ești prea scufundată în lumea ideilor și pierzi contactul cu realitatea. Nici măcar întrebându-te ce se întâmplă în jurul tău în acest moment, în acest sens, este corect să constat că tu ai tendința să trăiești în propria lume mentală închisă. Cu toate acestea, comunicarea cu oamenii este de mare importanță pentru tine, dacă ești privată de ea multă timp sau dacă nu ești complet înțeleasă, poți deveni supărată. Cel mai rapid și cel mai puțin rezonabil tu oferi imediat toate informațiile pe care le ai fără a ajuta pe ceilalți să le înțeleagă. Tu trebuie să înveți să traduci imediat tot ceea ce vine în capul tău, dar mai întâi trebuie să te gândești la ideea care s-a născut. Este mai bine să vii cu un argument important și greu decât să dai informații brute celor slabi. Treptat, cu vârsta, câștigi înțelepciune, te grăbești mai puțin, devii mai serioasă și mai concentrată. Dacă încetezi să spulverizezi forțele fără beneficii, viața ta devine armonioasă și plăcută. În caz contrar, poți deveni complet haotică și incontrolabilă. Bineînțeles, nu merită să-ți reduci în mod artificial inspirația și entuziasmul, dar ar fi înțelept să înveți să le gestionezi. Ești încăpățânată, te lupți pentru un scop, încerci să-ți îndeplinești toate sarcinile la timp și fără greșeli. În tinerețe, poți fi împrăștiată și irresponsabilă, dar tu repari totul repede. Fiecare afacere nouă, înainte de a te angaja în ea, o gândești în toate detaliile, dar aceste lucruri nu te lipsește de teamă și grabă. Ești în mod constant chinuită de niște întrebări ciudate și neașteptate care îi deranjează pe alții. Acest comportament se datorează faptului că ți este foarte frică să pari proastă, pentru că ți este frică de critică, sănătate și boli tu cheltui o mulțime de putere și energie, astfel că ai nevoie de o dihnă regulată pentru a recupera ceea ce consumi. De obicei consumi mult zahăr în alimente, iar acest lucru îți ajută creierul să lucreze mai activ. Până la vârsta înaintată, aceasta nu este o problemă, desigur, în absența diabetului. Tu poți abuza de obiceiurile rele, alcoolul, cafeaua, fumatul. Este mai bine să renunți la obiceiurile proaste sau cel puțin să reduci la minimum cantitatea de substanțe dăunătoare și fumatul. În ceea ce privește atitudinea față de propriul tău organism, trebuie să ai mai multă încredere în intuiția ta, să ai argumente rezonabile. Dieta trebuie să fie cât mai diversă, fără a uita includerea suplimentelor de vitamine și minerale. Dacă preferi să practici sport, Trebuie să fii atentă să nu exagerezi, la bătrânețe este mai bine să faci doar yoga, să practici mersul pe jos în aerul proaspăt. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o personalitate extraordinară. Ești inteligentă, talentată, muncitoare, îți place să-ți asumi riscuri, dar tu nu-ți asumi niciun risc fără sens, de obicei te gândești la toate acțiunile tale. Ești în mare parte norocoasă și de succes, ție nu-ți place munca plictisitoare, monotonă și dureroasă, care necesită asiduitate, încercând de obicei să lucrezi singură. Lucrul într-o echipă aduce adesea conflicte datorită faptului că ești originală, independentă, ai propria opinie asupra tuturor și nu poți fi influențată de altcineva, ca urmare uneori ești nesatisfăcătoare față de colaboratorii tăi mai puțin norocoși și independenți. Sfaturi pentru tine. Tu iubești concurența și victoria. Îți place să-i conduci pe alții și pe tine însă în cadrul unor concursuri ficționale, inexistente, te angajezi să faci ceva mai rapid, mai bine, creând astfel dificultăți suplimentare pentru tine și pentru ceilalți, pentru a-ți echilibra într-un fel viața personală ar trebui să cauți un loc de muncă destul de înliniștit, care să includă un element de concurență sănătoasă și să aducă multă în liniște vieții tale. Unele forme de antrenament mental sunt esențiale pentru succesul tău. Simplifică-ți gândurile. Expuneți clar intențiile. Asigură-te că toată lumea te susține în continuare. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât te nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei, este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta tebești sărbătorile și oamenii din jurul tău, dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta, căști pentru telefon, imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată, fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru, dar nu este o curiozitate care te conduce te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțieșuri chinezești inutile, chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva, dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante sau au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.